Aș vrea să întreb dacă la zona retrocedată din IOR, unde știți foarte bine că e un focar de infecție, sau zona după Bulevardul Unirii, dacă această hotărâre este din 2017, dacă s-a aplicat acest impozit de 500% pentru anul precedent. Nu, nu s-a aplicat prevederea acestei hotărâri de Consiliu până acum pentru nicio proprietate de pe raza sectorului 3. Dacă o să observați modificarea pe care am propus-o astăzi pentru aprobarea dumneavoastră, se referă în principal la funcționalitatea comisiei care să stabilească și să identifice proprietățile respective. Ăsta este motivul pentru care nu s-a aplicat până acum cota de 500%. Aveți dumneavoastră capacitatea să puneți la dispoziție atâtea persoane care să meargă singure în tot sectoriul, deci numai de la direcția dumneavoastră, și în același timp să aibă și expertiza necesară să evalueze o clădire dacă e deteriorată, că la un teren se vede dacă e plină dacă e plin de bălării, dar o clădire care stă să cadă sau e deteriorată pur și simplu, adică nu cumva ar trebui să fie și cineva de la urbanism sau cineva care să se priceapă să evalueze, măcar din ochi, până vine o expertiză concretă și reală, tehnică. Există o procedură de lucru cu câteva aspecte care sunt clar menționate și care sunt punctate în funcție de nivelul de degradare. Sunt foarte clare în procedura de identificare a clădirilor respective. În principiu, nu sunt clădiri care să stabilească dacă sunt în pericol să se prăbușească sau nu. Sunt clădiri care sunt neîngrijite sau neîngrădite, dacă ne referim la terenuri. Nu ajungem la discuția vis-a-vis de ruine care stau să cadă, pentru că nu avem competența noi să stabilim dacă o clădire stă să cadă sau nu. Dar din punct de vedere al îngrijirii, cel puțin vizual, putem să apreciem acest lucru. Acolo unde vom avea nevoie de ajutorul colegilor de specialitate, probabil că îl vom cere cu siguranță. Mi se pare totuși foarte subiectivă această evaluare a îngrijirii sau neîngrijirii unor clădiri. S-ar putea să avem surpriza chiar la unele blocuri de locuință, să constatăm că sunt neîngrijite și să aplicăm 500% creștere de impozit pe toate apartamentele din blocul respectiv. Haideți să ne racordăm la niște realități. Multe blocuri, și când zic multe, sunt chiar multe, sunt zugrăvite de când au fost ele construite. Adică unele prin 60, altele prin 70, altele prin final de anul 80. Cred că este o situație anormală. Și fiecare trebuie să avem grijă de modul în care arată blocul, apartamentul în care locuim, nu doar pe interior, ci și pe exterior. Că până la urmă e orașul în care trăim. Dar nu la aceste situații facem noi referire în această hotărâre. Dacă aveți curiozitatea, vă invit să vedeți, de exemplu, ceva clădiri pe strada Romulus, în zona centrului vechi. Nu puține clădiri în care vecinii sunt siderați, sunt exasperați că au ajuns gropi de gunoi și crescătorii de pisici, câini, șoareci, șobolani și alte similare. Când discutăm de terenuri, situația este similară, că se transformă în gropi de gunoi și așa mai departe. Cred că este de datoria noastră să facem tot ce depinde de noi, să încercăm să-i conștientizăm și să-i ajutăm să înțeleagă că dreptul de proprietate vine împreună și cu responsabilități. Să vă spun în câte situații stau balcoane să cadă și pun în pericol cetățenii care trec pe sub respectivele balcoane? Iar noi trebuie să facem ceva. Acea comisie, evident că trebuie să avem un regulament cât se poate de clar și să încercăm să eliminăm eventualele abuzuri. Vă spun că nu vor fi foarte multe clădiri în această situație, dar vă spun sigur că vor fi și vă spun că terenuri vor fi nu puține în această situație, vă asigur de asemenea că vom aplica că această comisie are de treabă.
și vom încerca să-i conștientizăm și să-i convingem, dacă nu chiar să-i determinăm, să-și respecte proprietățile pe care le au. Iar dacă nu au posibilitatea, n-au decât să le înstrăineze, pentru că există și această variantă.